Bună ziua, sunt Andrei Sora și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Scris în Stele, doar aici pe Info HD, de luni până vineri, între orele 17:30 și 19. Dragii mei, pentru a vă realiza astrograma sunt necesare următoarele date: ziua, luna, anul nașterii, localitatea nașterii și ora aproximativă a nașterii. Sunați apoi la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma. Mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și pe ecran, urmând ca într-una dintre zilele următoare, în funcție de numărul de cer, să vă realizez și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, să știți că vă pot oferi informații și predicere astrale legate de cunoașterea de sine și a evenimentelor de pe întreaga viață, deci astrograma natală, astrograma care detaliază întreg destinul dumneavoastră cu bune și cu rele, reflectând aici principalele evenimente care vă conturează soarta sau destinul, precum și principalele elemente care vă reflectă personalitatea. Un alt tip, un alt gen de temă astrală foarte interesant, foarte benefic pe care vi l-aș propune, vi l-aș recomanda, ar mai fi și temele celeste, temele astrale de tip tranzite, teme celeste care arată evenimentele care vor avea loc în destinul dumneavoastră în perioada imediat următoare, fiind vorba aici de un horoscop personalizat, axat pe viitorul proxim, pe viitorul apropiat, pe următoarele zile, săptămâni sau luni după caz. Un alt tip, un alt sortiment, între ghilimele sortiment de tema astrală pe care aș dori să vi-l redau, să vi-l împărtășesc, ar mai fi și temele celeste, temele astrale de tip compatibilitate sau sinăstrie, teme astrale care reflectă compatibilitatea dintre două persoane, precum și multe alte teme astrale care de care mai interesante. Am deja un apel, alo? Alo? Să rămână, doamnă, spuneți, vă rog. Bună ziua, Elena mă numesc. Să rămână, doamnă Elena, acum să vă trec datele în program, ați mai sunat în emisiune. Nu. Da. O, secundă, vă rog, acum vă voi trece datele. Doamna Elena, inițiala numărului de familie? B. Doamna Elena B, ziua, luna, anul nașterii, vă rog. Pentru soțul meu. A, pentru soțul dumneavoastră. Domnul se numește? Da. Liviu. Liviu? Da. O, secundă, doamna Elena, încă puțin, te-l, vă rog. Deci, domnul Liviu, Liviu B. T. Liviu T. Da. Ziua, luna, anul nașterii? 20 aprilie 20. 52. Aprilie 1952, ora? 11. Ora 11. Nu era ora de vară, născut în ce localitate? Cluj, Turdaș. Turdaș, deci o localitate în apropiere de Cluj-Napoca. Voi căuta coordonatele Clujului. Doamna Elena, am o mică rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți să vă rog frumos volumul televizorului mai încet, deoarece se creează o mică microfonie și v-aș recomanda să mă ascultați în telefon, dacă se poate. Acum am găsit și coordonatele Clujului, imediat. Acum voi și salva tema sa astrală. Nu durează foarte mult. Da. Deci, doamna Elena, soțul dumneavoastră, domnul Liviu, este născut duminica 20 aprilie 1952, în jur de orele 11 ziua, în Cluj-Napoca, în apropiere de Cluj-Napoca. Dumnealui este un nativ taur, născut în întâia zi a semnului taurului, știți? Și este cu ascendentul în semnul racului sau la începutul semnului leului. Dacă îmi permiteți, am să vă adresez câteva întrebări pentru a putea regăsi ascendentul dumnealui corect și ora cât mai corectă. Dumnealui, ca și personalitate, este un om mai romantic, mai sensibil, mai emoțional, mai sentimental, mai interiorizat, mai imaginativ, mai retras, prima variantă, sau a doua variantă, un om plin de viață, un om solar, un om energic, un om strălucitor și un om cumva dominator în relațiile cu cei din jur. În ce ipostază îl regăsiți mai pregnant, mai puternic? Sentimental, plin de viață, energic, energic. Și ca sincer. Da, deci ar putea să fie ori în leu, ori în rac, încă nu m-am dumirit. Din punct de vedere fizic, dumnealui este cumva mai prinuț? Sau este mai solid, cu sensul de puternic? Poftim? Din punct de vedere fizic, este mai prinuț sau este mai solid? Da, mai plinuț. Mai plinuț. Da. Are cumva, cum să vă spun eu,
Are cumva abdomenul mai pronunțat? Nu, normal. Nu. Deci nu, deci nu este cu accentul în rac, mai probabil în leu. Și încă o întrebare, vă rog frumos. În tinerețe, îndeosebi, a avut un păr foarte bogat? Da. Foarte, foarte bogat? Deci, deci cu și, mă rog, înseamnă care are accentul în leu. Normal, să zicem. Este un om care zâmbește, care se arată foarte surâzător pentru mai mult timpul? Da. Deci în leu, în leu. O secundă, doamna Elena. Cred că este născut un pic mai încolo de orele 11. Eu bănuiesc că pe la 11 și un sfert, poate chiar mai târziu de acea oră, ar fi un nativ taur și ar avea foarte probabil ascendentul în semnul leului. Mi se pare mai degrabă, deoarece nativii care au ascendentul în rac, de obicei au, să spunem, zona abdominală mai pronunțată, știți? Cei care au ascendentul în rac. Deci el foarte, foarte probabil are ascendentul în leu și, spre deosebire de ceilalți tauri, nativ din zodia taurului, este un om mult mai deschis, mult mai energic, mult mai solar, mai optimist, mai surăzător și cumva cu capacități de lider. Având iarăși ascendentul în semnul leului, ar trebui să fie un om bărbat destul de solid, destul de puternic și un om care, în general, se arată foarte respectat de către cei din jurul său. Deținând iarăși ascendentul acesta sub semnul leului, este un om căruia îi place să fie în centrul atenției, îi place să fie admirat și uneori îi place să fie chiar lingușit din ceea ce văd eu pe astrogramă. Acolo să fie atent, pentru că are un orgoliu foarte puternic și uneori îi place să asculte vorbe frumoasă despre dumnealui, știți, poate de prea multe ori, acolo să fie, vă rog, foarte atent în viață. Din ceea ce mai reflectă tema astrală, domnul Liviu are o situație băniască, o situație financiară chiar destul de favorabilă, chiar destul de fericită și având Pluton acolo pe casa a doua în aspecte bune, chiar se arată o consistență financiară destul de bună. Ca și inteligență, este foarte inteligent, foarte rațional, foarte cerebral, dar uneori și destul de aspru în exprimare, în limbaj. Astrograma nu este deloc una benefică, nu este deloc una plăcută atunci când vine vorba de părinții săi, de mediul său natal, are Saturn pe casa a patra în balanță, în opoziție cu Venus și cu Mercur și teoretic se prezintă, din ceea ce reflectă astrograma, o mare cumpănă, o mare într-un fel de norocire când vine vorba de părinții. Așa. Știți? Și iarăși, casa a patra mai arată și casa, domiciliul, iarăși pericole destul de mari la adresa casei, la adresa patrimoniului său și, din păcate, fiind Saturn destul de afectat și în cădere pe casa a patra, teoretic, perioada de final a vieții, perioada bătrâneții, să știți că nu va fi una foarte fericită, va fi o perioadă în care dumnealui va fi sub influența celorlalți, care va fi de obicei o influență cumva mai nefastă, să fie, vă rog, foarte, foarte atent la bătrânețe, să nu ajungă într-o postură cumva mai dificilă din ceea ce mi reflectă mie tema astrală, astrograma, doamna Elena. Legat de copii, astrograma este una destul de bună, deci are aspecte de vorbă. Astrograma pare să că este una destul de complicată, îndeosebi când vine vorba de potențiale afecțiuni ale sănătății, care pot avea o legătură, o tangență cu sistemul imunitar, cu stomacul, mare atenție vă rog frumos cu stomacul, și cu nodulii limfatici, deci cu sistemul limfatic iarăși, să fie vă rog foarte atent și când vine vorba de sistemul neurologic, de zona iarăși probleme care țin de zona capului, de nas, de ochi, de urechi, de sinusuri, zona capului per general, precum și la probleme care au o tangență, o legătură cu sistemul osos și cu rinichii. Acolo să fie foarte, foarte atent. Astrograma sa reflectă o singură căsătorie, o singură căsnicie cu o persoană deschisă, cu o persoană avangardistă și cu o persoană cumva foarte plină de viață și o persoană cumva mai excentrică spre unele domenii ale vieții. Și cumva, din păcate, când vine vorba de căsătorie, de căsnicie, se arată unele aspectări mai negative și sunt șanse foarte mari ca această căsătorie să degenereze în ceva mai puțin benefic în viața de cuplu. Așa se rezumă astrograma. Dumnealui va avea o viață destul de lungă, destul de longevivă. Are o astrogramă foarte bună, iarăși, pentru călătorii, pentru drumuri în afara țării, iar din punct de vedere profesional,
general, ar fi fost foarte bine pentru dumnealui dacă s-ar fi axat pe un domeniu care ține de poliție, pe un domeniu care ține de armată, pe un domeniu care ține iarăși de inginerie metalurgică sau spre orice alt domeniu în care este nevoie de curaj, în care este nevoie de impetuozitate și este nevoie de bărbăție. Având casa 10 în semnul berbecului, ar fi mers bine și teoretic ar putea să încerce să aibă și o afacere, să aibă o activitate independentă. Referitor la ipostaza care ține de prieteni, are o astrogramă destul de complicată, să fie atent, să fie prudent în privința prietenilor, mai ales în privința femeilor, amicelor, să spunem așa, se arată dezamăgiri și cumva piedici puse de acestea în cadrul evoluției sale în viață. Domnul Liviu, având Uranus destul de afectat, chiar într-un careu un T pe cuspida casei a 12-a, este un aspect care arată boli mai rare, boli mai neobișnuite și având iarăși Uranus destul de afectat pe casa a 12-a, teoretic are și va mai avea destul de multe cumpene în viața sa. Din ceea ce mi mai prezintă tema celestă, tema astrală, cel puțin la nivel de karma, foarte probabil în ultima existență anterioară, domnul Liviu a fost tot bărbat și trebuie să fi fost un bărbat, din ceea ce îmi reflectă tema astrală, cu origine, cu o sorginte nobilă, aristocratică, boierească poate, și un om care a dispus de resurse financiare fără număr, să spunem așa. În viața actuală este în destinul său să fie cât mai liberal, cât mai deschis ca și gândire, ca și concepții de viață și este iarăși în destinul său să se îndoiască, să fie un om care își pune întotdeauna o îndoială. Este iarăși în menirea sa să caute să acumuleze cât mai multe informații și cumva să fie cât mai social în exprimările sale. Referitor la alte aspecte, când vine vorba de dragoste, de iubire, domnul Liviu are Martele în semnul Scorpionului. În dragoste, în iubire, se manifestă cumva mai mult aidoma unui nativ din Scorpion. Este un bărbat magnetic, este un bărbat enigmatic, să spunem așa, în viața de cuplu, este un bărbat puternic și un bărbat care are capacitatea de a-și asuma responsabilități când vine vorba de situația de dragoste. Totodată, având Martele în semnul Scorpionului, pare să că este de multe ori și destul de posesiv, destul de gelos și având Martele în Scorpion, uneori în viața romantică, în viața de dragoste, se poate arăta destructiv, chiar autodestructiv. Are Venusul în semnul berbecului, preferă în general femeile care să fie cât mai combative, femeile care să fie cât mai puternice, femeile care să fie cât mai curajoase și preferă iarăși femeile asertive, dominatoare, femeile care care au cumva un curaj, un spirit temerar foarte pronunțat. Referitor la compatibilitatea generală, este foarte compatibil, îndeosebi cu acele doamne născute sub semnul berbecului. O bună compatibilitate îi se mai arată cu acelea care sunt născute în a doua jumătate a Scorpionului, cele născute în Săgetător, precum și nativele care s-au născut, nativele din prima jumătate și la mijlocul Vărsătorului și cele de la finele Capricornului. De evitat, în genere de evitat, sunt acelea din prima parte a Peștilor și acelea din prima jumătate a semnului Racului. Legat de aspectele care se prezintă, se arată în destinul Domnului pentru perioada imediat următoare, din păcate, când vine vorba de sănătate, vă rog să fie cât mai prudent, cât mai atent cu starea lui de sănătate, acum, în ce a mai rămas din martie și în aprilie, aspectele sunt cumva mai încețoșate cumva în privința sănătății în aprilie și în ce a mai rămas luna aceasta. Dar totodată, aspecte mai negative, mai puțin bune, s-au manifestat când vine vorba de sănătate și în ultimii ani și, din păcate, se vor arăta aceste aspectări și în următorii ani. Din punct de vedere familiar și din punct de vedere al profesiei, al carierei, al imaginii sale, în ultimii ani a avut parte de foarte multă instabilitate, cumva lumea, societatea l-a tratat într-un mod mai rece, într-un mod mai excentric, într-un mod cumva mai nedorit, așa se observă pe astrogramă. Iarăși în următoarele zile, în special acum la finele lui martie și la începutul lui aprilie, soarele va fi în conjuncție cu
Uranusul în tranzit și în conjuncție peste Mercurul și peste Venusul natal, care la rândul lor se află într-o poziție cu Saturn. Vor fi niște zile în care vor apărea foarte posibil unele dificultăți, unele probleme care țin de sănătate sau pur și simplu un volum de muncă cumva exhaustiv, foarte mult de muncă cumva, și iară se pot arăta unele divergențe legate de imaginea sa publică sau unele probleme familiale. Deci se arată cumva acum la finele lunii și la începutul lunii aprilie unele probleme destul de serioase. Deci să fie, vă rog frumos, foarte, foarte atent pentru a depăși acele aspectări astrale cumva mai puțin pozitive. Referitor la bani și la finanțe, zilele acestea pot apărea unele cheltuieli mai complicate, dar lucrurile se vor reglementa în perioada imediat următoare. În câteva zile situația financiară se va relansa într-un sens mai bun, mai benefic. Domnul Liviu va avea pe Jupiter pe casa întâia, începând cu luna lui iulie. Începând cu iulie încolo, Jupiter va intra pe casa întâia, pe casa care ține de viață, de personalitate, astfel încât a doua jumătate a anului va fi una cu mai mult noroc, cu mai mult spor, cu mai mult succes și una cu mai mult entuziasm și bunătate în destinul domnului Liviu. Din ceea ce mai prezintă tema celestă, tema astrală, cam în următorii 3 ani de zile de acum încolo, Saturn intrând pe casa a cincea, va exista oarecare răceală în viața sentimentală și sau unele contacte cumva mai rare, mai dificile cu copiii săi. Așa se reflectă pe tema celestă, pe tema astrală. Dacă ar dori să călătorească, ar avea aspecte cumva mai favorabile, mai bune în următoarele săptămâni. Și dacă mai doriți cumva și alte informații, doamna Elena? Nu, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și când mai doriți alte teme astrale, vă rog frumos să mă contactați cu cea mai mare încredere. Da, bine. Vă mulțumesc. Să rămână, doamna Elena, să rămână. Dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma. Mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și a pe ecran, urmând ca într-una din zilele următoare, în funcție de numărul de cereri, să vă realizez și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, să știți că vă pot oferi informații și predicere astrale legate de cunoașterea de sine și a evenimentelor de pe întreaga viață, deci astrograma natală, astrograma care detaliază întreg destinul dumneavoastră cu bune și cu rele, reflectând aici principalele evenimente care vă controlează soarta sau destinul, precum și principalele elemente care vă definesc personalitatea. Am deja un alt apel, alo? Alo, bună ziua! Să rămână, spuneți, vă rog! Am mai sunat la mine, asta nu știu dacă mai da. Sunt acolo un... Am să vă caut înapoi în baza de date, să-mi spuneți, vă rog frumos, numele. Ivan cu Paulina. Paulina? O secundă. Din păcate nu vă mai am în pasă de dată, doamna Paulina. O secundă. Acum am să vă trec datele înapoi. Doamna Paulina I. Ziua, luna, anul nașterii? 8-a 2-a 1974. 8 februarie 1974. Ora? Nu mai știu ora. Aproximativ? Dar am mai făcut astrograma. Da? Dacă nu puteți, spuneți acolo, uite că nu mai știu ora exactă. Așa, ora aproximativă. Cred că pe la 5 dimineața. Pe la 5 dimineața? Ia să vedem. O secundă, dacă este nevoie, voi încerca să rectific iară, să găsesc ora de naștere. Când mai exactă, doamna Paulina? Născută în localitatea? Haseg. Ceva lângă Haseg. Imediat am găsit și coordonatele pentru Haseg. Deci, doamna Paulina, dumneavoastră sunteți născută vinerea, 8 februarie 74, aproximativ pe la 5 dimineața, în Haseg. Dumneavoastră ați fi o nativă vărsător, născută la 19-a zi a vărsătorului și ați avea ascendentul ori la finele săgetătorului, ori la începutul capricornului. Mă scuzați că vă întreb, dumneavoastră aveți cumva un divorț? Nu. Nu? La ora aceasta ar fi fost probabil. Și ca și personalitate, dumneavoastră, cum sunteți? Fire mai deschisă. Mai deschisă? Da. Mai aventuroasă, mai explorativă? Da. Dumneavoastră, în ce domeniu activați? Ca vânzător. Ca vânzător, deci în domeniul social. Imediat, doamna Paulina, aveți cumva probleme care țin de stomac sau de... sistemul respirator? Da, mai am probleme cu stomacul, într-adevăr.
Ia să vedem, pe la 4 dimineața, 4, 4 și ceva. O, secundă, doamna Paulina. Ia să încerc cu mijlocul celului în Fecioară, atunci s-ar fi mai degrabă o profesie care ține de vânzări, de comerț. Își aveți cumva o singură căsătorie? Nu sunt căsătorită. Ah, deci... Tocmai. O, secundă, vă rog. Deci ar putea să fie ori Marte pe descendent, ori Marte pe descendent, ori Saturn pe descendent. Imediat, vă rog, doamna Paulina. Să caut mai multe ore potențiale. Ia sunim pe la orele 2 noaptea, deci ar putea să fie în jur de orele 2 noaptea, dar ar putea la fel de bine să fie și în jur de orele 5 dimineața, cam așa. Nu uită că nu mai știu, am omis. Am crezut că mai sunt încă în baza de date și n-am mai Nu este nicio problemă, doamna Polina. Eu o să fac tot posibilul să vă regăsesc înapoi. Așa, deci orele 4, 4 și 5, cam acolo, cam așa, să vedem. Pe acolo, pe undeva, între 4 și 5. O, secundă, vă rog frumos. Aveți cumva un copil? N-am, nimic. Nu. Deci cam aceasta cred că este ora. Să sperăm, doamna Paulina, că aceasta este ora. Undeva în jur de orele 4, 45. Și să vedem ce vi se arată pentru viitorul proxim, pentru viitorul apropiat. Mai multă atenție, vă rog frumos, la drumuri, la călătorie. Aveți soarele în opoziție cu Pluton pe casele 3-9, deci arată unele pericole, unele frustrări, unele întârzieri legate de drumuri, de călătorii, iar sunt posibile în aceste zile unele vești mai puțin bune, unele vești mai nefaste. Să fiți, vă rog, foarte atentă. Din punct de vedere profesional, cam peste câteva săptămâni de acum încolo va urma un moment destul de dur, un moment destul de inedit, deci nu în sens neapărat bun, deci arată în următoarele săptămâni, mă rog, peste vreo 2 săptămâni, 3 de acum încolo, vreme de câteva săptămâni, unele probleme care țin de carieră, unele probleme care țin de profesie și cumva un potențial conflict cu superiorii de la locul de muncă. Deci să fiți, vă rog, foarte, foarte atentă, să fiți cât mai diplomată, cât mai calmă și cumva cât mai atentă la relațiile de la locul de muncă în următoarele săptămâni. Peste vreo 2 săptămâni de acum încolo, vreme de vreo 3 săptămâni iarăși. Când vine vorba de prieteni, de amici, se arată în aceste săptămâni și chiar în aceste luni anumite probleme în relația cu aceștia. Din ceea ce reflectă astrograma, se arată unele conflicte, se arată unele certuri și eventual unele dezamăgiri destul de serioase din partea unor prieteni sau unor amici. Iar să fiți, vă rog, foarte atentă cu banii în aceste luni de zile, vă rog frumos. Sunt aspectele mai complicate acolo. O perioadă mai bună, cel puțin în plan familial, va urma cam după data de 15 aprilie, moment în care soarele se va afla pe casa a patra și automat în acel răstimp de timp, vreme de vreo 3-4 săptămâni, se arată aspecte mai bune. Și cu sănătatea să fiți vreo mai atentă acolo, bine, sunt aspectele foarte complicate, dar să fiți atentă, am auzit cum să notați. Și da. Legat de, de căsătorie, aveți aspecte bune pentru a găsi un partener, aveți aspecte chiar foarte favorabile, foarte benefice pentru a găsi un partener până prin vară. Așadar, dacă doriți să vă îmbunătățiți viața sentimentală până în vară, în vară inclusiv, aspectele sunt unele foarte favorizante, foarte bune și ar fi șanse destul de benefice, de favorabile pentru a găsi un bărbat cu adevărat bun și cu adevărat serios pentru dumneavoastră. Dacă aveți deja o relație, se arată lucruri de bine până în acel interval de timp, când vine vorba de relație, când vine vorba de viața de cuplu. Dacă mai doriți cumva și alte informații, doamna Paulina? Atâta. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru apel, pentru interes și când mai doriți alte astrograme, ei sunt. Vă mulțumesc! Dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră, numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma. Mă puteți contacta
și la adresa de e-mail afișată și pe ecran, urmând ca într-una de zile următoare, în funcție de numărul de cereri, să vă realizez și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, să știți că vă pot oferi informații și prediceri astrale legate de cunoașterea de sine și a evenimentelor de pe întreaga viață, deci astrograma natală, astrograma care detaliază întreg destinul dumneavoastră cu bune și cu rele, reflectând aici principalele evenimente care vă controlează soarta sau destinul, precum și principalele elemente care vă reflectă personalitatea. Un alt gen de temă astrală pe care aș dori să vi-l redau, să vi-l împărtășesc, ar mai fi și astrogramele de tip tranzite, astrograme care arată ceea ce se va întâmpla în viața dumneavoastră în următoarele zile, în următoarele săptămâni, ori luni după caz. Aceste astrograme sunt axate pentru viitorul proxim, pentru viitorul apropiat. Un alt gen de teme celeste pe care aș dori să vi-l reflect, să vi-l realizez, ar mai fi și temele celeste de tip compatibilitate sau sinestrie, teme celeste care arată compatibilitatea dintre două persoane, fiind vorba aici de compatibilitatea la nivel romantic, la nivel erotic, la nivel de cuplu, evidențiindu-se aici înțelegerea și pe plan familial și pe plan amical. Și ultimul gen de teme astrale, dar nu cel mai puțin important, pe care aș dori să vi-l împărtășesc, să vi-l realizez, ar mai fi și temele celeste, temele astrale de tip karmic, teme astrale care reflectă ipostaza karmică a destinului dumneavoastră, fiind vorba aici de ceea ce ați fost în altă viață, ca și gen, ca și sex, ca și personalitate, ca și statut social și ceea ce veți deveni în viața actuală, ca și misiune, ca și scop final al încarnării dumneavoastră. Așadar, dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră, numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma. Mă puteți contacta și adresa de e-mail afișată și pe ecran, urmând ca într-una dintre zilele următoare, în funcție de numărul de cereri, să vă realizez și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Așadar, dragii mei, sunați, deoarece eu sunt aici doar pentru dumneavoastră. Până la următorul apel de pe această seară, am să realizez o astrogramă de pe e-mail. Voi relua o astrogramă pe care am început-o aseară, dacă nu mă înșel, n-am apucat să o finalizez. Este vorba de o astrogramă pentru un domn Daniel Sorin, născut pe 1 februarie 1975, în jur de orele 16:45 în Deva. Acum îl voi regăsi în baza de date și voi spune astrograma. Am găsit și datele sale. Din ceea ce mi arată tema celestă, tema astrală, domnul Daniel Sorin este născut sâmbătă, 1 februarie 75, orele 16:45 în Deva. Dumnealui este un nativ vărsător, născut în a 13-a zi a semnului vărsătorului și poate avea ascendentul ori la finele racului, ori la începutul leului. Dacă este născut până pe la orele 16:35, cam așa, 16:40, ar avea ascendentul cel mai probabil în rac, iar dacă în schimb este născut după orele 16:35-40, are șanse foarte mari să aibă ascendentul în semnul leului. Dacă are ascendentul în rac și este născut, să spunem, înainte de orele 16:38, ar fi un om mai sensibil, un om mai romantic, mai interiorizat, mai legat de familie, de cămin, de casă, un om mai romantic, iar dacă în schimb este născut după orele 16, aproximativ 38, ar fi un om mai riguros, un om mai slucitor, un om mai puternic, un om mai mândru. Să mă scuze, domnul Daniel Sorin, am deja un alt apel, alo? Alo? Să rămână, spuneți, vă rog. Alo? Bună seara! Să rămână, doamnă! Numele, vă rog! De la Haseg! Doamna, ok. Am o rugăminte, doamnă, dacă puteți să dați, vă rog frumos, televizorul mai încet, se creează o mică microfonie, știți? Dacă se poate, vă rog. Și să-mi spuneți, vă rog, și numele dumneavoastră? Da. Prenumele? Dorica. Doamna Dorica? Doamna Dorica și inițiala? 22 ianuarie 1959. 22 ianuarie... 1959. Da. Născută pe la orele? Nu știu, dimineața, dar nu știu. Și dumneavoastră ați mai sunat în emisiune până acum? Ați mai sunat până acum în emisiune?
Nu. Da. Deci dimineața, haideți că voi până orele 7. Mă gândeam că poate ați mai fi sunat și aveam poate ora rectificată deja în baza de date. Deci în aproximativ pe la 7 dimineața. Nu, deci nu știu. Da? Nu era ora de vară. Născută în ce localitate? În Hațeg? Născută. În Hațeg. Da, deci născută în Hațeg. Imediat, doamna Rodica. Dorica, de fapt, scuze. Da. Doamna Dorica, așa. Da. Și inițiala pentru numele de familie, vă rog. Norica. Da. Petrescu. Deci doamna Dorica P. Doamna Dorica, dumneavoastră, sunteți născută joia, 22 ianuarie, 59, pe la 7 dimineața aproximativ, în Hațeg. Dumneavoastră ați fi un nativ vărsător, născut în a doua zi a vărsătorului și ați putea avea ascendentul ori în capricorn, ori în săgetător, ori în vărsător. Dacă îmi permiteți, am să vă adresez câteva întrebări ca să vă pot regăsi, să vă pot găsi ora de naștere corectă. Știți? Dumneavoastră sunteți cumva la prima sau la a doua căsătorie? Prima. La prima? Și totul a decurs bine sau au fost probleme? Nu prea bine. Nu prea bine. Dumneavoastră, în ce domeniu ați activat? Eu, casnică. Am mai lucrat, dar casnică. Da. Deocamdată mis. Și încă câteva întrebări, vă rog frumos. Dumneavoastră, cam cu ce organe aveți probleme de sănătate mai evidente? Organele, deci, ficar, pancreas, pe aici, mă... Da. Cu stomacul aveți ceva probleme? Cu stomacul, cu zona sânilor? Da, deci, și în jurul ăsta. Da, deci, cu zona abdominală. Sânii nu. Încă puțin tel, vă rog. Deci dimineața. Sunteți sigură că sunteți născută dimineața? Nu știu. Vă rog să mă credeți că nu știu. Atunci să iau de la capăt. Deci aveți o singură căsătorie, nu foarte fericită, deci un prim criteriu. Probleme care țin îndeoseb de zona abdominală, probleme care țin iarăși de pancreas, de ficat. Profesie ceva legat de mediul casnic și haideți că voi încerca ca să vă regăsesc ora de naștere. Îl face tot posibilul. Normal, când apar astfel de probleme de sănătate, teoretic ar trebui să fie un Jupiter afectat, când e vorba de ficat. O secundă, vă rog frumos, doamna Dorica. Ia să vedem pe la 5 dimineața cum arată astrograma. Da. Ia să vedem. 4:30 dimineața. Pe la 4 și un pic. Ar fi șanse mai mari ca aceasta să fie ora de naștere, dar cred că s-ar putea. Mai încolo. Ia să vedem. Mai devreme. O secundă. Deci 4 și ceva este o oră probabilă, o oră chiar destul de posibilă. Sau mai este varianta 16 și asta de pe la orele 16 aproximativ. Nu. Nu este ora 16, este chiar mai devreme. Orele 15. Sau chiar mai devreme. Orele 14:30. Deci, doamna Dorica, sunt mai multe variante aici. Ar fi posibil să fie fost născută în intervalul 13-14:30 sau undeva pe la 4 dimineața. Dumneavoastră, cam câți copii aveți, doamna Dorica? Nu știu, rog să mă credeți că nu știu. Și când vine vorba de copii, cu copiii, cam câți aveți copiii? Un copil, doi? Două fete. Deci e totuși mai devreme. Doi.
Și ca și personalitate, ca și personalitate dumneavoastră cum sunteți? O fire foarte deschisă, foarte explorativă, o fire aventuroasă, prima variantă, o fire foarte vorbăreață, o fire comunicativă, o fire foarte informată, a doua variantă, sau a treia variantă, o persoană mai sensibilă, mai romantică, mai moale, mai retrasă? În ce ipostază vă regăsiți? Nu, o fire foarte aspră, foarte puternică. Da. O secundă, vă rog. Deci în rac cade, ați fi fost cumva mai slabă ca și personalitate dacă ați avut ascendentul în rac. O secundă, vă rog. Ia să caut. Da, în orice caz va merita așteptarea, vă asigur de lucrul acesta. Ești un bărbat cu femeie. Poftiți? Spuneți, vă rog. Mi-e bărbat și femeie, foarte puternică. Da. O fire tare, o fire... Bine, ar putea să fie un ascendent în scorpion sau într-un semn gen berbec, dar totuși nu s-ar validifica foarte mult aspectele care țin de sănătate în cazul acela. Dar haideți că voi face tot posibilul să aflu. Ora exactă, ia în jur de orele... Nu este acolo. Ia să vedem. Iarăși ajung la 4 dimineața. Tot ce se poate. Știți, nu este acolo. Trebuie să caut undeva unde se arată o personalitate mai tare, mai dinamică, mai dură un pic, nu? Da. Foarte, foarte puternică, dinamică. O secundă, vă rog, doamna. Deci, eu totuși... Și aveți cumva o situație bănească destul de bună? La doua jumătate a vieții? Nu prea, așa, cum mă pot descurca, din două mânuțe, cât pot să câștig. Doamna Dorica, din ceea ce faceți mie impresia, foarte probabil, cum vă simt așa, mai o doamnă mai deschisă, o doamnă mai populară și destul de comunicativă, eu așa vă simt cel puțin, sper să am dreptate. Da. Eu cred că este un ascendent mai degrabă în gemeni. Da. Că vă simt foarte deschisă, vă simt o fire comunicativă, vorbăreață, de viață cumva. Și eu cred că este ascendentul în gemeni. Da, foarte probabil. Eu cred că este vorba de orele 13, cam așa doamna Dorica. Deci, din ceea ce simt eu, aceasta este ora de naștere, cam undeva în jur de orele 13. Am încercat să rectific și în funcție de celelalte date, dar nu ieșea rezultatul corect, așa că mă bazez pe instinct, din câte vă simt. Deci, doamna Dorica, dumneavoastră, ați fi nativă vărsător și eu cred că ați fi născută în jur de orele 13, 1 după masa, și ați avea ascendentul cel mai probabil în gemeni. Ați fi o persoană foarte sociabilă, foarte comunicativă, foarte plină de viață, o persoană foarte informată și o persoană foarte iscusită din punct de vedere mental, din punct de vedere intelectual. Deținând iarăși ascendentul acesta în semnul gemenilor, ați fi o persoană care în general știe cam tot ce mișcă pe stradă, în localitate, și având iarăși ascendentul acesta sub semnul gemenilor, ați fi o persoană care pare mai tânără întotdeauna, nu? Alo? Ar fi, dar nu mai par eu tânără acum. No, la 55 de ani, nu mai par tânără. Nu, păresc cumva mai tânără decât vârsta din acte. Nu? Nu, așa se vede. Domnul știe, nu pot să vă... Nu, și din punct de vedere financiar, să fiți mai atentă pe ansamblul vieții, nu sunt aspectele, din păcate, foarte favorabile, foarte bune. Și să țineți minte, vă rog, doamna Dorica, că tot ceea ce vă spun acum ține cumva de rezerva, că ora de naștere pe care v-am propus-o este una corectă, știți? Deci tot ceea ce vă spun acum e să luați cu rezerva, căci v-am găsit ora de naștere corectă. Să sperăm că aceasta este ora, din ceea ce fac... Deci, ce ora ar fi? În jur de orele 1, ziua. Cred eu, foarte probabil. Atunci s-ar arăta faptul că ați fi mai vorbăreață, mai descurcăreață, cumva mai plină de viață, știți? Și ca și inteligența aspecte bune... Ce am doresc? Mai există vreun viitor în viață? Ce mai există? Care sunt problemele cu copiii? Da, haideți că mă voi uita acum. O secundă, vă rog frumos. Doamna Dorica,
cu copiii nu se văd mari rele, mari dificultăți. În schimb, alt lucru nu-mi place mie pe astrogramă. Să fiți foarte atentă cu sănătatea pentru această perioadă. Aveți pe Saturn, pentru aceste săptămâni și chiar luni de zile, aveți pe Saturn în tranzit care face opoziție cu Marte. Teoretic pot apărea probleme care țin de zona gâtului, de zona cefei, iarăși probleme care țin și de umeri, probleme care țin de maxilar și probleme care au legătură, o tangență cu organele specific femeiești sau cu zona colonului. Să fiți, vă rog, foarte atentă cu sănătatea. Pare să din ceea ce întrevede tema celestă, astrograma, căci sunt posibile unele probleme de sănătate în următoarele săptămâni sau în următoarele luni. Deci să fiți, vă rog, cât mai atentă cu sănătatea. O perioadă cumva mai complicată când vine vorba de starea de sănătate se arată undeva prin intervalul 15-20 mai. În intervalul respectiv, aproximativ 10-20 mai. Deci în intervalul respectiv 10-20 mai se pot arăta unele probleme de sănătate mai stresante, să spunem așa. În această perioadă aveți iarăși pe Venus, conjunct peste Venusul natal, vă simțiți în aceste zile cumva mai fermecătoare, mai iubită, mai șarmantă și cumva veți avea și unele emoții și unele sentimente mai pozitive, mai bune pentru aceste zile. Din punct de vedere financiar, teoretic până prin mai se arată aspecte cumva mai bune decât în etapa anterioară, iar de prin mai încolo, Jupiter intrând pe casa a treia, va fi o perioadă în care veți acumula mai multe informații, mai multă cunoaștere, va fi o perioadă în care veți avea mai multe deplasări, mai multe drumuri și teoretic ar fi șanse de călătorii destul de puternice, destul de înalte pentru pentru a doua jumătate a anului, știți? Deci ar fi aspecte bune legate de drumurile, de călătorii, chestiuni de ordinul acesta. Și în rest nimic foarte dificil, nimic foarte rău. Doar cu sănătatea acolo v-am spus să fiți foarte atentă, foarte prudentă, să nu intervină unele probleme care țin... Așa, și în viitor nimic nu spune. Poftiți? Pentru viitor vă spun. Pentru viitor acum. În căsătorie nimic. Legat de căsătorie, haideți să vedem. O secundă, doamna Dorica. Dumneavoastră a spus că aveți o singură căsătorie, nu? Niciodată și nicicând. Nu? O singură căsătorie a spus că aveți, nu? Spuneți, vă rog. Da. Teoretic, când vine vorba de dragoste și de relație sentimentală, în grabă să știți că nu se arată nu știu ce aspecte bune, eventual în vară, știți? Eventual în vară, până atunci situația este una neutră. Dar zilele acestea pot apărea unele oportunități romantice, totuși. Și eu v-aș recomanda să aveți o legătură, o relație sentimentală, îndeosebi cu bărbații din Taur, aceștia vă sunt foarte favorabili. Cu ce fel de oameni? Din care punct de vedere? Deci, eu v-aș sfătui să aveți o relație cu, mă rog, dumneavoastră aveți Martele în Taur. În general, sunteți atrasă de bărbații care par cât mai serioși, de bărbații care par cât mai responsabili, cumva cât mai de casă și bărbații care vă pot oferi o anumită stabilitate materială, dar nu acesta este țelul. Țelul dumneavoastră este să aveți o casă în care lucrurile să fie stabile, știți? Să nu fie o relație cum ar veni fluctuantă. Deci căutați o relație care să fie cât mai serioasă și cât mai responsabilă. Și eu v-aș recomanda bărbații care din Taur. Care mi se potrivește? Taurii, cei din Taur, doamna Dorica, iarăși, cei născuți în Fecioară, cei născuți în Balanță și cei născuți în Săgetător. Deci Taurii, cei din Fecioară, cei din Balanță și cei din Săgetător. Aceștia vă sunt cei mai favorabili, cei mai buni. Cei mai puțin buni, vă mulțumesc. Cei mai puțin buni sunt cei născuți în prima parte a Capricornului și cei născuți la finele Berbecului. Aceia nu vă sunt neapărat foarte buni. Știți? Deci aceia vi-aș recomanda eu din ceea ce văd eu pe tema astrală. Dar totuși, în afară de zilele acestea, când există oarece predispoziții mai bune înspre dragoste, următoarea perioadă va fi una neutră. Eventual, prin vară încolo, se arată aspecte mai bune legate de dragoste și de iubire, doamna Dorica. Știți? Atunci vor fi aspectele mai frumoase, mai bune. Vă mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc, vă doresc o seară cât mai plăcută și numai de bine și v-am spus să fiți foarte atentă cu sănătatea, vă rog. Acolo nu sunt aspectele foarte în regulă. Știți? Să fiți atentă și pe viitor, cât mai grijulie. Aia! Știți? Le vedem, le știm. Știți? No. Să rămână, doamna Dorica, și când mai doriți alte astrograme, vă aștept cu dragă inimă.
Vă mulțumesc, să rămână. Aștept în continuare apelul dumneavoastră, numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realizați programa. Mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și pe ecran, urmând ca într-una dintre zilele următoare, în funcție de numărul de cer, să vă realizez și programele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, să știți că vă pot oferi informații și prezicere astrale legate de cunoașterea de sine și a evenimentelor de pe întreaga viață, deci astrograma natală, astrograma care detaliază întreg destinul dumneavoastră cu bune și cu rele, reflectând aici principalele evenimente care vă conturează soarta sau destinul, precum și principalele elemente care vă definesc personalitatea. Un alt gen de temă astrală foarte interesant, foarte bun, pe care aș dori să vi-l realizez, ar mai fi și temele celeste de tip tranzite, teme celeste care reflectă evenimentele care vor avea loc în destinul dumneavoastră, în perioada imediat următoare, fiind vorba aici de ceea ce vi se arată pentru următoarele zile, săptămâni sau luni după caz. Un alt gen de temă astrală ar mai fi și cele de tip compatibilitate sau sinestrie, teme astrale care reflectă compatibilitatea dintre două persoane, fiind vorba aici de compatibilitatea romantică, erotică, dar și cea la nivel de comunicare parentală și la nivel de amiciție. Am deja un alt apel, alo? Alo? Da, se pare că s-a întrerupt, rog pe doamna sau pe domnul să mă recontacteze. Aceste astrograme de tip compatibilitate, dragii mei, sunt foarte bune pentru aceia care doresc să își oficializeze relația în perioada următoare, în viitorul apropiat, și vor să afle dacă într-adevăr le surâți și astrele când vine vorba de această relație, evidențindu-se acolo aspectele care țin de dragoste, de iubire, de legătură comunicațională și aspectele care țin de responsabilitățile din viața de cuplu. Și ultimul gen de teme astrale pe care aș dori să vi-l dedic, să vi-l realizez, ar mai fi și temele celeste, temele astrale de tip karmic, teme celeste, teme astrale care reflectă ipostaza karmică a destinului dumneavoastră, fiind vorba aici de ceea ce ați fost în altă viață, ca și gen, ca și sex, ca și personalitate, ca și statut social și ceea ce veți deveni în viața actuală, ca și misiune, ca și scop final al încarnării dumneavoastră pe acest pământ. Așadar, dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal, pentru a direct realiza astrograma. Mă puteți contacta și adresa de e-mail afișată și pe ecran, urmând ca într-una dintre zile următoare, în funcție de numărul de ceri, să vă realizez și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Până la următorul apel de pe această seară, am să revin la astrograma de pe mail, cea a domnului Daniel Sorin. O secundă, vă rog. Daniel Sorin. Deci, domnul Daniel Sorin este născut sâmbăta, 1 februarie 1975, în jur de orele 16:45, în Deva. Domnul este un nativ vărsător, născut la 13-a zi a semnului vărsătorului și poate avea ascendentul ori la finele racului, ori la începutul leului. Să mă scuze din nou, domnul Daniel Sorin, am un apel. Alo? Bună seara! Să rămână, doamnă, spuneți, vă rog! Bună seara, domnul Andrei! Mărioara mă cheamă și cu nă. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru apel, doamna Mărioara, acum să vă trec datele în program. Doamna Mărioara, da, N... Da, 3 iulie. Da, o secundă, vă rog, doamna Mărioara N... Da. 3 iunie... Da. Iunie... 1900? 67. 1967. Născută pe la orele? Orele 22-23. 22-23. Vă mulțumesc foarte mult pentru precizie. 22-23. În intervalul 22-23 sau pe la orele 22 și 23 de minute? Nu, 22-23, deci între 11 și 12 noaptea. Eu așa știu. Deci între 23 și 24. Da. Deci aproximativ 23-30. O secundă, vă rog. 23-30. Nu era oră de vară, născută în ce localitate? În Hunedoara. Deci statul, eu stat din apropierea Hunedoarei. Da. Imediat, doamna Mărioara, haideți că voi căuta imediat coordonatele Hunedoarei. Le-am regăsit. O secundă, vă rog. Deci, doamna Mărioara,
Dumneavoastră sunteți născută sub semnul gemenilor pe într-o zi de sâmbătă, pe 3 iunie 67, pe la orele 23:30 aproximativ, în Hunedoara, sau la apropiere de Hunedoara. Nu iunie, am spus iulie, iulie. Iulie, iulie. Da, iulie. Deci luna a șaptea. A șaptea, da, da. A șaptea. O, secundă, vă rog. Nu, no, nicio problemă. Deci 23:30, în pești, cred că este mai degrabă ascendentul. O, secundă, vă rog frumos, ia să fac eu niște corelări pe tema astrală. Încă puțin, te-l vă rog, doamna Mărioara. Să vedem la orele 24, la 12 noapte, acum era astrograma. Mă rog, aproape de 12 noapte. Să punem 23:59, să vedem cum... Dacă putea fi vorba de un ascendent în berbec, deși eu cred că îl simt mai degrabă în pești. Dar haideți că vă adresez totuși câteva întrebări ca să vă pot găsi ora de naștere corectă. Doamna Mărioara, dumneavoastră sunteți cumva la prima sau la a doua căsătorie? Păi, a fost prima, am fost despărțit și ne-am împăcat din nou, da? Și suntem împreună în continuare. Da. Înțeleg, doamna Mărioara. Și dumneavoastră, în ce domeniu ați activat? Poftim? Și în ce domeniu ați lucrat dumneavoastră? Am lucrat vreo 6 ani și eu și mai mult caznică, că probleme mai de sănătate. Da, înțeleg. Deci să fie Venus sau aducea pe casa 6-a sau, mă rog, aspectul ceva de la Uranus. Și ca și personalitate, dumneavoastră cum sunteți? O fire foarte sensibilă, o fire foarte romantică, o fire cumva mai interiorizată, mai moale, mai imaginativă, mai sentimentală, prima variantă. Sau a doua variantă, o fire foarte puternică, o fire combativă, o fire entuziastă, o fire care are o asertivitate, o competitivitate foarte puternică. În ce poți să vă regăsiți? Aceea mai moale, mai liniștită, mai de casă sau în aceea foarte, cum să vă spun, mai dură, mai bărbătoasă, mai curajoasă? Aia prima. În prima, deci în pești. În pești, foarte probabil. Atunci s-ar vedea și cele două căsătorii, chiar dacă sunt cu aceeași persoană. O secundă, vă rog frumos. Deci 23:30. O secundă. 23:30, pardon. 23:30. Și cel mai probabil ar fi un mijloc al cerului în săgetător. Aveți cumva doi copii? Nu, nu m-am băiat. Deci mai devreme un pic, o secundă vă rog, ia să vedem, 23 și un sfert și 20 pe acolo, cam așa, cam acolo ar fi, doamna, imediat vă rog. Deci, doamna Mărioara, din ceea ce întrevede tema astrală și în urma rectificării, dumneavoastră ați fi născută cel mai probabil undeva pe la orele 23 și un sfert, 23 și 20, ați fi o nativă rac, născută în a 12-a zi a racului, cu ascendentul cel mai probabil în semnul peștilor. Ambele semne zodiacale sunt semne de apă, așadar dumneavoastră sunteți o persoană hipersensibilă, o persoană hiperemoțională, deci foarte emoțională, foarte sensibilă, o persoană sentimentală și având iarăși ascendentul acesta în semnul peștilor, o persoană care are o omenie profundă, un altruism iarăși foarte evident și având iarăși ascendentul acesta sub semnul peștilor, să fiți vreo foarte, foarte atentă ca în viață să nu fiți prea slabă în relațiile cu cei din jur, deoarece ambele semne, fiind semne cumva mai slabe, și racul și peștii, puteți fi cumva ușor influențabilă. Să fiți foarte, foarte atentă ca oamenii din anturajul dumneavoastră apropiat să nu încerce să vă manipuleze chiar. Deci aceasta fie recomandarea chiar mea. Chiar mi s-a întâmplat cu cine. Știți? Nu m-am gândit, cineva aproape, aproape mie. Știți? Să fiți foarte, foarte atentă, deoarece ambele semne fiind de apă și fiind cumva mai liniștite, mai moi aceste semne, sunteți predispuse spre a fi cumva manipulată, spre a fi cumva influențată de cei din jur, poate prea mult, poate mai mult decât e cazul, știți? Acolo să fiți foarte, foarte atentă. Iarăși, din ceea ce mai reflectă tema astrală, sunteți o fire foarte spirituală, o fire care are încredere în divinitate, o fire care caută să evolueze în plan spiritual, în viața actuală și având iarăși ascendentul în semnul peștilor, să căutați să fiți cât mai sociabilă și cumva să nu fiți retrasă, să căutați, vă rog frumos, să nu fiți retrasă și iarăși, foarte important, să fiți cât mai sociabilă, cât mai destinsă în relațiile cu oamenii. Aveți iarăși pe Saturn pe casa întâia, pe casa personalității și teoretic a doua jumătate a vieții,
a fost una mai dificilă, sau este una mai dificilă pentru dumneavoastră. Fiind acolo Saturn în cuadratură cu Soarele, aș putea spune că în copilăria dumneavoastră ați fost sub influența unei persoane mai dificile, să spunem așa, care a încercat să vă modeleze după propria persoană și eventual v-a făcut să fiți cumva mai inhibată, știți, doamna Mărioara. Deci a fost în copilărie, în adolescență, în preajma dumneavoastră. Mama a fost foarte dură. Da, o persoană mai dură, să spunem așa, care cumva v-a agresat, între ghilimele, psihologic, deci cumva v-a educat într-un mod poate mai aspru sau într-un mod cumva care v-a inhibat, să spunem așa, v-a făcut să fiți mai puțin încrezătoare în sine. Trebuie să încercați să vă depășiți acea neîncredere de sine și să fiți cât mai puternică, doamna Mărioara. Iar și având Saturn pe casa întâia, ați fi un spirit evoluat, un spirit care are o maturitate pronunțată și o persoană înțeleaptă. Iarăși sunteți o persoană caritabilă, o persoană care în general nu se sfiește să-i ajute pe cei aflați în nevoie. Din punct de vedere financiar, astrograma este una oarecum destul de bunicică, nu foarte bună, dar destul de bunicică, referitor la chestiuni care țin de comunicare, pare să fiți o persoană deschisă, destul de vorbăreață și destul de logică ca și gânduri, ca și împlinire. Familial, nu se văd probleme foarte mari. Când vine vorba de copii, aspectele sunt bune, copilul va fi un om liniștit, un om puternic, dar în același timp și el pare că este cumva mai retras, este cumva mai, cum să vă spun eu, cumva mai limitat de anumite circumstanțe din viața sa. Și copilul va trebui să fie cât mai puternic și cât mai tare ca și caracter pe ansamblul vieții. Referitor la sănătate, dumneavoastră vă rog frumos să vă păziți foarte mult în legătură cu unele potențiale probleme cardiace, probleme care țin de coloană, de zona capului, probleme care țin de stomac, de sâni și probleme care au o tangență, o legătură cu sistemul endocrin, deci cu glandele din ceea ce văd eu pe tema astrală și un pic și cu sistemul nervos, să fiți atentă, vă rog frumos. Legat de căsătorie, de căsnicie, se vede un potențial destul de ridicat, destul de înalt înspre două căsătorii, cu un bărbat, să spunem, destul de inventiv, de inovativ, dar poate ușor mai cicălitor în anumite ipostaze, în anumite circumstanțe. Se arată iarăși aspecte bune pentru dumneavoastră când vine vorba de longevitate, deci aveți aspecte foarte bune legate de longevitate, dar totuși să evitați medicamentele în exces, din ceea ce văd eu pe tema astrală. Aveți un astrogram... noroc, apoi nu le prea iau eu, că dai ceaiuri mai mult, beau. Da, să știți că nu este foarte bine să luați foarte multe medicamente sau să vă feriți de substanțe toxice, din ceea ce văd eu pe tema astrală, doamna Mărioara. Referitor la călătorie, aveți aspecte destul de favorabile, destul de bune și... într-un fel, ar fi fost foarte bine, ar fi fost foarte frumos dacă ați fi urmat o profesie, ar fi fost foarte frumos dacă ați fi urmat o profesie care să aibă o tangență, o legătură cu mediul medical, ar fi fost foarte bine dacă ați fi lucrat într-un domeniu ca ceva legat de medicină sau legat de farmacie sau într-un domeniu care ține de turism, de călătorii, de limbi străine, ar fi fost foarte bine dacă v-ați fi orientat în tinerețe spre astfel de domenii. Acum au trecut. Și să fiți atentă, să fiți vreo foarte, foarte atentă cu prietenii, în ceea ce văd eu pe astrogramă, nu aveți neapărat cei mai bun prieten, cei mai loiali și cei mai fideli prieteni, acolo multă atenție. Știți dumneavoastră cum e, că în față e prieten și în spate de lovește. Da, uneori se întâmplă, doamna Mărioara. Și acum, legat de compatibilitate, când vine vorba de compatibilitate, dumneavoastră sunteți foarte compatibilă, în general, cu acei bărbați care s-au născut sub semnul balanței. O bună compatibilitate se mai arată cu aceia născuți la mijlocul și în a doua jumătate a fecioarei, cei născuți în primele zile din Scorpion și cu aceia de la mijlocul din a doua jumătate a Racului și cei născuți în primele zile din Leu. Aceștia vă sunt cei mai potriviți. Cei mai nepotriviți bărbați sunt aceia de la mijlocul și din a doua jumătate a Scorpionului și aceia din a doua jumătate a Vărsătorului, aceia vă sunt nepotriviți din ceea ce mi-arată tema celestă, tema astrală. Soțul meu e fecioară din fecioară? 15 septembrie este undeva aproape de finele fecioarei, deci soarele lui ar fi pe casa 7-a, pe casa căsătoriei dumneavoastră și teoretic, acum până la compatibilitatea specifică, arată destul de bine soarele lui acolo pe casa 7 și ar fi o relație destul de bună. Dar după ce vă spun astrograma, să vă spun și compatibilitatea, dacă îmi permiteți, știți? Și atunci vă spun exact cât de bună este relația. Legat de karma, cel mai probabil dumneavoastră, în ultima viață anterioară, ca și gen, ca și sex,
ați fost bărbat, din ceea ce mi-a arătat tema celestă, și ați fost un bărbat cumva mai periculos din ceea ce văd pe astrogramă, doamna Mărioara. Ați fost un bărbat mai dur, un bărbat poate mai dificil și un bărbat cumva mai dificil, să spunem așa, în ultima viață anterioară. În viața actuală este în destinul dumneavoastră să căutați să fiți un om cât mai bun, să fiți un om cât mai limpede și cât mai clar ca și spiritualitate, ca și iubire față de ceilalți, și este iarăși în destinul dumneavoastră să încercați să fiți cât mai stabilizată din punct de vedere bănesc, din punct de vedere material, să căutați cumva să aveți o situație materială bănească destul de bună. Și acum să vă spun ce vi se arată pentru viitorul proxim, pentru viitorul apropiat. O, secundă, vă rog. Doamna Mărioara, din păcate, în ultimii un an și ceva, doi, dar și în următorii 2 ani, Uranusul în tranzit se află conjunct exact peste Saturn. Și acest aspect arată faptul că în acești ani de zile vă manifestați cumva mai excentric, cumva mai neobișnuit, mai inedit față de perioada anterioară. Iarăși este foarte important să căutați să fiți cât mai stabilă ca și concepții, ca și vederi, și să căutați să fiți cât mai conformistă chiar în acești ani de zile. În câteva zile de acum încolo, cam pe la finele săptămânii acesteia, la începutul săptămânii viitoare, Soarele se va alătura conjuncției dintre Uranusul în tranzit și Saturn natal, și care face și o quadratură cu Soarele și cu Jupiterul natal, și teoretic, la finele săptămânii acesteia sau la începutul săptămânii viitoare, vă puteți simți cumva mai nervoasă, cumva mai stresantă și cumva veți avea parte de unele evenimente mai stranii, mai neobișnuite în destinul dumneavoastră. Iarăși, în această perioadă, aceste luni de zile, dar mai ales acum la finele săptămânii acesteia sau la începutul săptămânii viitoare, sunt posibile unele evenimente legate de dragoste și de iubire care nu vor fi neapărat foarte plăcute. Se arată cumva unele tulburări legate de sfera sentimentală sau unele neplăceri în relația cu copilul. Și acest lucru este posibil. Când vine vorba de sănătate, aspectele pentru dumneavoastră sunt unele destul de bune pentru această perioadă, în special pentru zilele acestea, ne evidențiindu-se mari probleme, mari dificultăți. Să fiți iarăși atentă în legătură cu un potențial risc de incidente sau de accidente pentru dumneavoastră pentru aceste săptămâni sau chiar aceste luni, deoarece Saturnul de pe casa 8-a în tranzit se află exact peste Neptunul natal și sunt posibile pericole de incidente, de accidente, în special pericole care țin de substanțe toxice, după cum vă spuneam și la interpretarea pe viață, și pericole care țin iarăși de elementul apă. Deci multă atenție, vă rog frumos. Când vine vorba de prieteni și de prietenii, iarăși la finele săptămânii acesteia sau la începutul săptămânii viitoare pot apărea unele disensiuni, unele probleme în relaționarea cu aceștia. Când vine vorba de alte aspectări, va fi o perioadă mai fericită, mai pozitivă pentru dumneavoastră, cam peste vreo 3 săptămâni de acum încolo, și va dura undeva la vreo 4 săptămâni, în momentul în care vă simți mai fericită, mai pozitivă, mai optimistă. Iarăși, când vine vorba de copil, v-am spus acum, în această perioadă sunt unele mici probleme, unele dificultăți, dar de prima încolo aspectele vor fi mai bune când vine vorba de relația cu copilul și de chestiunile care îl implică pe acesta. Cam aceasta a fost astrograma pe această perioadă. Acum, dacă îmi permite să vă spun și astrograma de compatibilitate cu soțul, dacă îmi puteți spune, vă rog frumos, datele soțului. Deci nu, știu că din 1953 el născut, da? Și pe 16 septembrie, cred că, dar nu știu orele. Da. Acum lăsați că nu trebuie ora neapărat pentru compatibilitate, deci 16 septembrie, nu? Da. 1953, în jur de orele 12, aproximativ, pun așa o oră medie, imediat, vă rog. Poftim? Da, să știți că am pus o oră medie, am pus orele 12 ca să fie undeva pe la mijlocul zilei, să fie planetele în ipostaza lor medie pe ziua respectivă. Deci Domnul are Martele în Fecioară, dumneavoastră aveți Venusul în Leu. Doamna Mărioara, dumneavoastră având Venusul în Leu, în general, în viața sentimentală, în viața romantică, sunt o persoană foarte deschisă, cumva foarte strălucitoare, și o persoană care cere foarte multă iubire și foarte multă atenție și oferiți iarăși foarte multă iubire și atenție partenerului. El având Martele în semnul Fecioare, este un partener de viață ușor mai rece, poate ușor mai detașat în a-și arăta afecțiunea. Probabil este destul de dificil, destul de greu să spună că vă iubește sau să, mă rog, să facă declarații de dragoste. Niciodată. Știți? Da. Știți? Dar să știți că el vă iubește în sinea lui cumva, numai că
e mai greu ca să exprime, nu-i, mă rog, așa e felul lui, știți? În orice caz, pare că este un om destul de, este un om destul de serios, este un om destul de bun și destul de practic, de pragmatic în general. Și cumva, relația este una destul de bună. Din ceea ce văd eu pe astrogramă, dumneavoastră sunteți cea care conduce relația de cuplu. În dragoste, cel puțin, sunteți foarte, foarte puternică și foarte, cum să vă spun eu, bună conducătoare a relației. Acum, ca și comunicare, dumnealui are Mercur în balanță, dumneavoastră aveți Mercur în rac. La capitolul comunicare, acolo nu prea... acolo aspectele sunt cumva mai complicate, se arată unele dificultăți de comunicare și pe termen lung soarele lui este în fecioară, dumneavoastră vezi luna în taur, aproape în trigon perfect. Pe termen lung relația este una destul de bună, doamnă. Și acum să vă spun ca și o concluzie, este o relație neutră cu potențial bun și cred că va merge destul de bine în continuare. Știți? Din ceea ce văd eu pe astrogramă, în special când vine vorba de chestiuni pe termen lung. Capitolul cel mai insensibil, capitolul cel mai problematic rămâne cel al comunicării. Acolo mai e de lucrat destul de mult, știți? Doamna Mărioara. Doamna Mărioara, dacă mai doriți cumva și altă astrogramă? Păi nu știu, aș vrea pentru băiat, mai spuneți da, pentru băiat. Da, am să vă spun, imediat o secundă, vă rog, doamna Mărioara, haideți că acum voi introduce datele, să-mi spuneți, vă rog, numele copilului. Laurențiu și tot așa cu N. Da. Laurențiu N. Ziua luna nașterii? 16 februarie 1988. 16 februarie 88? Da, da. 88. Ora? 8:20 dimineața. 8:20 dimineața. 8:20 de minute. Nu era ora de vară. Născut în ce localitate? În Hunedoara. Tot în Hunedoara, nu? O, da, secundă, da. Vă rog. Imediat, vă rog. Deci, doamna Mărioara, fiul dumneavoastră, Laurențiu, este născut marțea, 16 februarie, 88, în jur de orele 8:20 dimineața, în Hunedoara. Fiul dumneavoastră este un nativ vărsător, născut în a 27-a zi a vărsătorului și are ascendentul în semnul peștilor. Ei bine, doamna Mărioara, fiul dumneavoastră, având ascendentul în semnul peștilor, este un băiat foarte sentimental, deci pe el mai degrabă l-ați regăsi în pești ca și exprimare a calităților și a trăsăturilor. El este un băiat foarte sensibil, este un băiat foarte romantic, având ascendentul în semnul peștilor, este iarăși un om mai sentimental, mai emoțional, mai emotiv și cumva mai retras, sau este cumva mai greu să socializeze în general. Având iarăși ascendentul în semnul peștilor, să fie, vă rog, foarte, foarte atent în viață, la fel ca și dumneavoastră, să nu fie influențabil și el să fie, vă rog, foarte, foarte atent pe această chestiune. Deținând iarăși ascendentul în semnul peștilor, să fie atent la vicii, este foarte important să nu aibă vicii, deoarece persoanele care au ascendentul în pești sunt cumva mai predispuse înspre vicii, să fie, vă rog, foarte, foarte atent, să evite și fumatul și tot. Da, să fie bine, să fie bine și în continuare și să fie cât mai serios, pentru că acel ascendent îl predispune cumva înspre vicii. Deci multă, multă atenție, vă rog. Din punct de vedere financiar, copilul are aspecte destul de favorabile, destul de bune și înclin să cred că va avea o situație bănească financiară destul de favorabilă, destul de benefică per ansamblul întregii sale vieți. Și din ceea ce mai arată tema astrală, tema celestă, este un copil foarte inteligent, foarte alert din punct de vedere mental, din punct de vedere intelectual și este un om cu un discurs foarte convingător. Referitor la părinți, nu se văd mari dificultăți, mari probleme, va avea copii, are aspecte bune când vine vorba de copii, iar legat de sănătate, când vine vorba de sănătate, să fie foarte atent în legătură cu unele potențiale probleme, afecțiuni ale sănătății, care au o tangență, o legătură cu zona șoldurilor, cu circulația sanguină, iarăși să fie mai atent cu sistemul nervos, cu sistemul osos, iarăși, cu oasele și cu unele probleme cu potențial endocrin. Legat de căsătorie, de căsnicie,
Laurențiu are o predispoziție undeva jumii-juma, 50-50, înspre două căsătorii, înspre două căsnicii. Prima căsătorie sau singura, depinde de caz, va fi cu o persoană foarte inteligentă, cu o persoană responsabilă, serioasă și cu o persoană cumva definită îndeosebi prin prisma sa intelectuală, prin prisma sa mentală, deci cu o persoană foarte capabilă din punct de vedere intelectual și destul de versată de la viață. A doua căsătorie, dacă va exista, va fi una mult, mult mai bună, cu o femeie foarte frumoasă, cu o femeie dezinvoltă, cu o femeie plină de viață, cu o femeie strălucitoare și cu o doamnă cumva inimoasă, cu o doamnă foarte capabilă. Referitor la longevitate, copilul are aspecte bune, dar să se ferească în legătură, să se ferească de anturajele sau de zonele rău famate, are Pluton acolo pe casa 8-a și iară să se ferească în legătură cu unele potențiale incidente sau accidente legate de elementul apă sau ceva lichid. Are o programă foarte frumoasă pentru carieră și pentru... am uitat să vă spun, pentru străinătate are aspecte foarte bune și ar fi foarte indicat să călătorească în afara țării, ar avea aspecte foarte bune din punct de vedere financiar în afara țării. Iar când vine vorba de carieră, de profesie, ar fi indicat dacă ar opta pentru un domeniu gen inginerie, în special inginerie electrică, sau ar fi iarăși frumos dacă ar opta pentru un domeniu care ține de inginerie de transporturi și cel mai bine ar fi fost pentru el să fi optat pentru un domeniu care ține ori de teologie, ori de filozofie, ori de limbi străine, ori de turism, ori de deplasări, ceva, nu știu. Și iarăși ar fi bine să muncească în afara țării, are aspecte bune când vine vorba de munca în afara țării. Referitor la prieteni, din păcate nici el nu pare să fie foarte norocos când vine vorba de prieteni. De prieteni, are acolo aspectele acelea mai complicate și pare să are prieteni pentru oameni cumva mai perfizi, mai ipocriți, deci să fie atent cu prietenii. Mm. Și din ceea ce mai văd eu pe astrogramă, ambele luminarii și soarele și luna, dar și Mercur sunt pe casa 12. Este un om cu un suflet bun, este un om mărinimos, un om milos. Și, teoretic, prima treime a vieții, până pe la 30-31 pic de ani, să știți că nu-i va merge neapărat foarte bine, deci va fi o perioadă cumva mai frustrantă pentru el, până pe la vreo 30-31 pic de ani. Dar după aceea, după 30-33 de ani, va avea mult mai mult noroc, mult mai mult succes și mult mai multe lucruri bune decât în prima parte a vieții. Referitor la compatibilitate, cele mai potrivite cu dumnealui ar fi nativele din semnul berbecului. O bună compatibilitate se mai arată cu acele născute la mijlocul racului, în a doua jumătate a racului, cele născute la începutul leului, precum și doamnele și domnișoarele, din a doua jumătate a fecioarei, din balanță și de la începutul semnului, primele două zile din scorpion. De evitat sunt cele din a doua jumătate a vărsătorului și cele din a doua jumătate a semnului scorpionului. Are o astrogramă destul de similară ca și poziționare a caselor terestre cu a dumneavoastră și înclin să cred că el trage mai mult ca și fire, ca și caracter, ca și persoană înspre latura dumneavoastră din ceea ce văd eu pe astrogramă. Așa-i. Și având aceste aspecte destul de interesante, cred că va ajunge și destul de departe în viață și acum să vă spun și legat de karma. O secundă, vă rog, cel mai probabil el în ultima viață anterioară ca și gen, ca și sex a fost tot bărbat. Și trebuie să fi fost, conform astrogramei, un bărbat muncitor, un bărbat harnic, un bărbat perfecționist, un bărbat meticulos și un bărbat, iarăși, destul de organizat. Și în viața actuală, prima căsătorie se va realiza cu aceeași femeie cu care a avut o relație sentimentală și în ultima viață anterioară. Referitor la ceea ce îi se arată, îi se prezintă pentru viitorul proxim, pentru viitorul apropiat, doamna Mărioara, soarele este acum peste Venus, va avea unele aspecte mai frumoase de ordin romantic zilele acestea, deci cumva unele aspectări celeste mai pozitive din punct de vedere romantic, erotic, iarăși să fie mai atent la unele mici probleme, la unele mici situații mai strani, mai neobișnuite în zilele următoare, în special la finele săptămânii acesteia și la începutul săptămânii viitoare, să fie atent la unele evenimente mai strani, mai neobișnuite, iarăși poate avea parte de unele mici probleme care țin de dragoste sau de iubire în aceste săptămâni, deci multă atenție, dar totodată de prin
De pe la finele lui aprilie din mai încolo se arată aspecte mai bune care țin de dragoste și de iubire. Începând cam cu toamna acestui an, vreme de un an de zile, se arată și o remediere considerabilă a problemelor, a afecțiunilor de sănătate și iarăși va avea mai mult noroc, mai mult spor la locul de muncă. Când vine vorba de alte aspecte, nu se prezintă mari dificultăți, mari probleme. Da, ba el, ca și în cazul multora dintre telespectatori, se pare că va fi o perioadă cumva mai neobișnuită, cumva mai dificilă, la finele săptămânii acesteia sau la începutul săptămânii viitoare. Mă rog, este o conjuncție mai urâtă între Soare și Uranus, care face niște cuadraturi mai dificile și da, se arată o perioadă mai ocupată, mai cumva mai stranie pentru toată lumea. Știți? Doamna Mărioana, vă mulțumesc foarte mult pentru apel. Și eu vă mulțumesc frumos, multă, multă sănătate. Și eu vă mulțumesc. Și când mai doriți alte teme astrale, sunt aici. Doamne ajută. Și eu vă mulțumesc. Să rămână, doamnă. Și când mai doriți alte teme astrale, sunt aici pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc. Să rămână, doamna Mărioana. Dragii mei, cam aceasta a fost emisiunea pentru această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru interes, pentru apeluri și pentru e-mail-uri. Și să nu uitați, rog frumos, casurile predispun, dar omul întotdeauna dispune. Noi ne vom revedea mâine seară, începând cu orele 17.30, 5.30 seara, până la orele 19.30, 7 seara, doar aici pe InfoHD. Ne puteți vizualiza și pe internet, accesând adresa www.infohd.tv. Astfel încât și cei aflați în afara județului, eventual în afara țării, ne pot urmări și îmi pot cere astrograme. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea, o seară minunată și numai de bine. Pe mâine. Mersi.